În cursul lunii noiembrie, inspectorii de muncă au făcut peste 100 de controale la angajatorii din județ, acestea axându-se pe segmentul securității și sănătății în muncă. Mai bine de 131 de neconformități au fost constatate, pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Din totalul numărul sancțiunilor, 131 au fost avertizmente, 5 au reprezentat amenzi contravenționale, valoarea totală a amenzilor contravenționale în domeniul securității și sănătății muncă a fost de 56.000 de lei. Chiar și cu aceste controale tot s-au produs accidente de muncă. Vorbim de 22 de astfel de evenimente. Din care 21 de accidente de muncă au fost soldate cu incapacitate temporară de muncă și un accident de muncă s-a soldat cu decesul unei persoane. Decesul acestei persoane s-a produs pe raza unui alt județ, dar firma, având sediul social pe raza județului Maramureș, acest accident de muncă a fost înregistrat în județul Maramureș. Ca și în alte perioade, accidentele de muncă s-au înregistrat în domenii incluse în categoria producție. În Maramureș s-a dovedit că este periculos să lucrezi în domeniul prelucrării lemnului, a metalelor, dar și în construcții. Și în cele mai multe cazuri, evenimentele s-au produs și pe fondul nerespectării măsurilor privind sănătatea și securitatea în muncă.